Salut, amici, mai găsit la un nou episod de GTA 5. Eu sunt AXB Gaming și astăzi, după ce am făcut curse în episodul trecut de GTA 5, care nu v-au plăcut așa de mult cum mă așteptam, astăzi hai că schimbăm un pic și mergem pe online și jucăm, facem niște misiuni, vindem ceva sau ne cumpărăm, mă duc la Clubhouse, poate pot să-mi cumpăr ceva, afacere. După cum vedeți, poate dacă am timp o să vă și prezint business-urile și tot ce am eu practic pe GTA 5 online. Am level 93 și locuiesc, bineînțeles, acolo în... Unde locuiește aproape toată lumea, în blocul ăla înalt, de acolo, de lângă, gen fix înainte să urci pe deal în sus, cum ar veni. Vă și arăt aici. Hai că mergem totuși până acolo să vă arăt și colecția mea de mașini. Dacă vă place această serie de GTA 5 și chiar vreți să o continuăm, mi-a plăcea mult să știu asta și să dați like, ca așa îmi dau eu seama dacă vă place, și subscribe, bineînțeles, pentru că mulți din care vă uitați la episoadele mele nu sunteți abonați și acest lucru nu este unul bun. Dacă vă tot uitați, măcar da subscribe acolo, că nu vă costă nimic, și vă promit că o să vă placă și următoarele episoade. Conducem un pic aici, îs cu boost, îs cu, da, cu Bugatti-ul din câte vedeți, hop, era să vezi pe ăla. Îs cu Bugatti-ul din câte vedeți, mai am ceva mașină, mai am Turismo R-ul, am Opresor-ul, MK2-ul, bineînțeles, am una ce are boost în spate, dar nu mai știu cum se numește, în fine. Hai că mergem acum repede acolo, că nu mai avem foarte mult. Ok, mă bag asta praf, m-am făcut. Opa, pe aia n-am văzut-o. Am, acum n-am așa mulți, am 1.500.000, poate pot să-mi cumpăr ceva business. Am Cocaine Lockup, am Counterfeit Cash Factory, am MetLab, am Nightclub, am Bunker, am... No. Cam de toate, ok, uite-l pe ăla, era să lovesc. Am, dar ce aglomerat e orașul la ora asta. E ce trebuie să am stânga? Uitați blocul ăsta, înalt îl știți deja că majoritatea... Hop, ce-am zburat. Majoritatea lumii îl are. Doamnul ăsta, pardon, ăla din spate. Ba, cred că l-am arătat bine totuși. Hai că intrăm în garaj să vă arăt cum stă treaba. No, deci cam astea sunt mașinile, să vă zic care sunt importante. Asta e ok, că mai joc la curse cu asta, Anisul e ok, parcă se numește Bugatti, ok, asta am câștigat-o la casino, cred că și asta tot la casino, de asta vorbeam cu boost în spate, am uitat cum se numește, am cu Ruma Armored, aici nu-i Turismo R-ul, cred că e la Nightclub și Opresorul mi-e distrus. Da, deci mergem totuși cu Bugatti, că până la urmă ăsta-i farme cu un GTA, adică pentru mine asta înseamnă GTA, îmi place foarte mult să conduc mașinile astea în GTA, mi-e place să mă pur și alea, dar mașinile îmi place să le conduc cel mai mult. Hai că mergem la Clubhouse, opa, ar trebui să mă fac, să registrez a boss, motorcycle, hai de capul meu, deci fiindcă pe sesiunea asta e full de motorcycle club, dar cât suntem, frate? 25. Las că mă băga pe alta, dacă nu mi-e face una privată. Da, nu cred. Să mai fie și alți player să mă enerveze că vine unul cu opresorul și mă mor. Dar hai că până atunci conducem la Clubhouse. Merge așa pe dea. Opa, da, praf. Poate îmi cumpăr o mașină. Ce vreau să cumpăr dacă tot am banii ăștia? Oricum îmi place mult Bugatti-ul ăsta cum merge. Bine, un pic ia cam greu curbele, dar gen e bun pe curbe, așa n-alunecă dacă ești în curbă, dar ia comenzile mai greu, mi se pare, gen. Hai că-i dăm bine, dăm puternic pe aici. Uite, vedeți, ia, mi se pare că eu am apăsat, nu știu de când am apăsat pe curbe. În fine, o luăm fain așa. Trebuie să frânez un pic. Mă joc de pe tastatură, știți că... Na. Nu mă... Acolo o tăiem un pic pe aici. Hai, că am tăiat-o, că era să mă lovesc de să nu mai mă... De să nu mai mă ridic.
Și mă claxonează fraierul. Să mor eu. Hai că acum ajungem măcar. Mâncați, așa ce m-am speriat, nu pot să cred. Stai că mă bubuie ăla, așa-i? Vine după mine? Sper că nu. Hai că o bag aici sub ăsta să nu... Bă-ți-a, da, vine după mine. No, aș spera sincer să nu-mi bubuie mai. Da, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. O să plece, să mă lase în pași că trag după el. E aici, mă? A, s-a dus. Nu, să se ducă. Apoi după ce mi-a bubuit mașina... A, hai că s-a dus dacă e. Că vine altul, zici că... Bă, să-mi vrea să mă lase în pace, ce naiba. Lasă-mă, frate. Am nici nu pot să-mi dau register. Hai de cap, mă. Nici secură serve. Plin, mă. Oh, aici trebuie să mă duc, stai. Am și uitat. Hai că-i dăm viteză, mamă. Oricum, nu vezi ce urâtă să fii îmbrăcat. Mă, mama, ai schimbat de nu știu când și ce freză n-așpam. Da, las că, uite, am avut și Bugatti. Nu, aici e garajul, aici trebuie să intru. Cred că... Cred că de aici cumpăr, nu? Nu mai știu. Ia ce cântă muzica. Yo, what up? These gas prices ain't no joke. Cindy, cine-i Cindy? Mamă, dar ce urâți pe aici. Hai, mă, așează-te. A, stai că nu potem să trebuie să mă bag pe sesiune. Parcă nu? Da, da, stați că revin de pe altă sesiune. Hai că am intrat și pe altă sesiune de asta, m-am făcut și CEO, putem sta sit down aici. A, ok, am eu umblă în birou, zici că, pst, doamne ferește. Hai să accesăm, că nu mai știu parcă dacă de aici am cumpăram. Ok, document forgery office, nu știu ce face ăla. Counterfeit care, a, dar cred că mi l-am cumpărat pe toate. Buy, business, all. Weed farm. Weed farm. A, uite de asta, n-am weed. E, nu știu dacă e așa bun. So location, vreau să view map. Unde-i Mâncațaș? În dreapta de lac. Mamă, zonii pe Ciliad, Mâncațaș. Asta-i prea în spate. Ok, ăsta e un pic mai scump, să vedem. Mamă, e jos în... ok. Downtown Vinewood. Așa, asta e chiar în oraș, de-aia așa scumpă. Da, pe cred că le-au pe ăsta în dreapta de... Sau nu, că nu prea am business-uri pe acolo. Să le-au pe ăsta Elysian... Nu știu ce. Stai, să vedem. Hai, totuși că... M-am hotărât și o iau pe... All. Buy businesses, așa. Ia asta, Widow. Îl iau pe ăsta cu... Mount Chilia totuși că e mai... Sau iau pe ăsta alt. Nu știu care e diferența, gen de ce... Spate numai de poziție. Hai că iau pe ăsta. Buy now. 800 de mii s-au dus. Purchase successful. Ieșim și mergem să vedem ce se întâmplă acolo. Probabil trebuie să cumpăr upgrade-uri, gen... Sigur, dar nu cred că am... N-am bani, cred că. Hai că cică să vorbesc cu asta. Nu știu ce vrea. Ce ai tu? Hi there, president. What's it gonna be? Resupply bar. Care dracu, așa? Ia zi, ce naiba m-a pus să fac acum, m-am mâncat aș. Nu e că mă sună, okay. Man. Collect the supplies. Mâncața și mă duc la bar acum. Stai să sun, să-mi aducă mașina. Hai că mergem repede, luăm mecan și iau opresorul că e mai rapid. Mai rapid un pic opresorul. You calling for some wheels? I'm Johnny destroyed on the spot. La mătă, așa ăsta e destroyed. Of, că am și uitat. Lasă-mă, stai să sun Meriwether. A, morți minute ce insurance, niciun Meriwether de alea să fie prost.
Morris Mutual Insurance. Claymore. How can we help you? Okay. Merci. Și hai să acum sun mecanicul. Să vedem care e faza cu el. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? It's on the way. Hai, du-mi opresorul. Nu, eu trebuie să merg, mă, să iau drink. Mâncați, așa, nu trebuie să mănânc. Hai că vin și opresorul, perfect. Fugim repede cu el. Hai că dăm bătaie până la... Bine, n-aș, n-am făcut asta în clinicea, dar ce aici? Trebuie să vină lumea să se distreze, să face dracu, trei băuturi. No, hai să vedem că acum ajungem aici. Care-i faza? Azi, din ce naiba trebuie să iau? Trebuie să intru în spate? Trebuie să merg cu duba asta, mâncava aș. Ce face asta? Avoid taking... Mă, aș trebuie să merg 4 mile cu ăsta, mă. Duba asta. Na, no, hai că... Băgăm speed-ul aici. Pe video și ne vedem acolo. Mamă, trag ăștia mie. Na, hai că ajungem acum, măcar. Un pic am lovit-o pe asta, dar aia tot mă urmăreau fraiere. Ați văzut și voi așa pe speed un pic. Na, măcar dacă primesc bancă, dacă nu, degeaba. 10.000, cavaș, ce să fac cu 10.000? Ce e aici? Your daily bar earnings will be available to collect soon. Resupply the bar regular to continue... Niciun sit-down. Acces clubhouse contracts. Uite încolo, ce să zic, nu pot... Las că merem, gata, am hotărât, merem la ăla și vedem ce iese. Pe unii e speech, nu? Exit, clubhouse și merem la... Weed farm ăla sau ce Dumnezeu mi-a dat, nici nu mai știu. Hai să sunăm, zic. La mecanic, sună mecanicul să vină. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Hai mergem cu opresorul că e mai rapid. Bun, hai să vedem care e faza pe aici. Uite aici, wheat farm. Mă
calma și cum mai faci tu, da? Ce vedeam? Oricum, opresorul ăsta e ce trebuie. Adică, ești rapid cu el, e tot ce ți-ai putea dori. Hai să dăm ce-i pe aici. Să vedem, să intrăm, să ne prezinte ăștia. Ia să vedem. Yeah, this is your wheat farm. Production is suspended. Ok. Ok. N-am mișto. Hai mă, să-i dăm, facem setup-ul, durează mult, nici nu știu. N-ar trebui să dureze foarte mult. Hai să dăm acces, laptop. Hai mă, să-i dăm drumul la setup, mă, ce naiba, că doar n-a... Dura așa, lor, cum ciclu are vreo 18 minute, cred că deja, sau ceva e genul. Hai tu, dai drumul și zi-mi, trebuie să merg. Paleto Forest Sawmill. Ah, e că nici nu-i departe, oi, lejer. Am crezut că e mai departe. Hai că nu mai urc muntele, că apoi trebuie să cobor o grămadă. Să ce se întâmplă aici. S-o lăsa în jos. Collect the supplies and return them to the business. Așa, lejer. Opa, că nici nu mi-a lovit motocicleta de... tătam. Hai, că n-avem numai o milă, e ok. Bine, sper să nu fie fraierul ăsta de aici din față, des, că dacă mă omor ăsta nebunesc. Ia să vedem cum arată înăuntru. Hai, vechiuță. Hai, conducem așa din first person. Hai, că măcar nu m-a omorât nimeni, bine, mere, mamă, la... Și dăm deliver aici. Setup complet, nimă. With production has started, cică. No, să trăiești, Doamne ajută-ți. Started să fie. Ia aia ventilatoare. Fiant. Once the stuff arrive. Okay. All right, they got it. Production is a go. This is Long John Teabag. Cât costă improvementurile alea sau ce Dumnezeu îs? Am bagă-te la calculator odată.
Buy upgrades. Mamă. Dar n-am atâția bani. Staff upgrade. Ok. Am înțeles. No, ca atât cu acest episod, dacă v-a plăcut și vreți să continuăm seria de GTA 5 online în care mai vindem chestii de la business-uri astea, putem face episodul viitor sau tot felul de astea, nu uitați să dați like, share și subscribe și bineînțeles, eu am fost AXB Gaming, ne vedem data viitoare, pa, pa!